Capitolul 26. O întrebare finală. Care dintre cei doi ești tu? Răspunsul se revelează singur. Cum așa? Răspunsul pe care îl dai te lasă să descoperi în care creație ești. Ai întrebarea. Sunt doar două răspunsuri posibile. Răspunsul pe care îl vei da va decide cine ești. Ai fost vreodată răstignit de creștini? Un răspuns posibil. Da, am fost răstignit de creștini. Mi s-a întâmplat pe neașteptate. Nu m-am conformat și cineva m-a corectat. Mai târziu am fost confruntat. Zvonurile despre mine zburau peste tot. În final am fost avertizat foarte sever. De atunci aproape toți s-au întors împotriva mea. Am primit scrisori dure prin care eram chestionat și telefoane în mulțime. Auzeam noi zvonuri despre mine zilnic. Destul de repede, aproape toți creștinii pe care îi știam s-au îndepărtat de mine sau au fost montați împotriva mea. Unii m-au atacat cu răutate. În viața mea nu am auzit atâtea minciuni și distorsiuni. În sfârșit am fost excomunicat, insultat, ocărât. Viața mea a devenit o ruină. Mărturisesc că și acum e greu să uit felul nedrept în care am fost tratat. Cuvintele-mi răsună încă în urechi. Am un foc în măruntaie când mă gândesc la cruzimea manifestată față de mine. Nu voi mai fi niciodată capabil să mai am încredere în vreun creștin. Cu siguranță nu voi putea avea încredere în vreun lider creștin. Uneori mă trezesc că, în conversațiile obișnuite ce le am cu diverse persoane, printre altele îmi scapă descrieri ale amintirilor dureroase. Mărturisesc că sunt încă un pic sceptic, uneori chiar critic, cu privire la aproape tot ceea ce se întâmplă printre creștini. În ceea ce privește viața spirituală, umblarea mea cu Hristos este destul de așa și așa. Nu prea s-au întâmplat multe de la acea experiență. Am înțeles că vrei să vorbești cu un alt credincios care a fost răstignit de creștin. Sper ca soarta lui să fie mai bună decât a mea. Poate el s-a descurcat mai bine decât am făcut-o eu. Pe de altă parte, mă îndoiesc că el sau oricine altcineva a fost vreodată tratat atât de necreștinește cum am fost tratat eu. Al doilea posibil răspuns. Am fost răstignit de creștini, nu sunt sigur. Ai auzit că am fost în mod crud, nedrept, ciudat, nu mi-amintesc. Poate chiar s-a întâmplat. Oare chiar s-a întâmplat? Nu sunt sigur. Maltratat de alți credincioși? Nu, chiar nu mi-amintesc. Of, poate aceste lucruri s-au întâmplat într-o altă creație și în alt timp, dar eu nu știu. Toate lucrurile care vin asupra mea sunt din mâna Domnului meu. Sunt sigur că tot ce mi s-a întâmplat își are originea în inima Lui, în dragostea Lui. El este biruitorul. În El, cel puțin aici, în acest domeniu, toate lucrurile sunt de la El, prin El, pentru El și în El. Amintirile despre toate celelalte le-am uitat. În El trăiesc în lumină. În El trăiesc o viață ascendentă. Ai fost vreodată răstignit de creștini? Tu alegi.